Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre un subiect foarte interesant. Părinții lui Nicolae Ceaușescu au fost înmormântați cu preoți. În 1969 a murit tatăl lui Ceaușescu, Andruță Ceaușescu, iar în 1977 mama lui Nicolae Ceaușescu. Ambii au fost înmormântați cu preoți, deși se spune despre Ceaușescu că a fost ateu și că nu credea în Dumnezeu. Mai mult decât atât, Nelu Ciobanu, fostul director comunist al alimentației publice din județul Olt, povestește despre pomana care s-a făcut la înmormântarea lui Andruță Ceaușescu în 1969. Au fost 1200 de meniuri. Unii au intrat și de 3 ori. Nelu Ciobanu rememorează cum a fost organizarea înmormântării lui Andruță Ceaușescu, care a decedat în 1969 și a fost înhumat la Scornicești. Iată ce spune: eram șeful unei unități la alimentația publică atunci când a murit Nea Andruță, tatăl lui Nicolae Ceaușescu. Noi am făcut pomana lui Nea Andruță, 1200 de meniuri. Au intrat în câteva serii, unii au intrat și de 3 ori. La Scornicești s-a făcut pomana. Au adus-o pe babă, așa spune Nelu Ciobanu, mama lui Nicolae Ceaușescu, cu elicopterul. Era în Franța, la spital. Au adus-o la mormântare, a eterizat cu elicopterul în niște lucerni acolo. Noi obosisem, eram epuizați de muncă și îi zic directorului meu de pe vremea aceea: ne-am terminat dacă moare și baba. Și îmi zice: taci mă, omule, că murim noi și asta nu moare, bă. Și m-am potolit. Eu am avut o trupă de 15 ospătari cu care am servit prezidiul în curte. Acolo a fost tot comitetul central, a povestit Nelu Ciobanu, vorbind mai departe despre preferințele proaspătului președinte. Nea Nicu a vrut un țoi de ăla de 50 de mililitri, așa îi spunea, țoi de țuică. Maurer, Gheorghe Maurer, a băut 2. Trofin, Lina Ciobanu, erau toți sfinții aia la care ne-am închinat în școală. Erau tablouri mari, tot comitetul central pe perete în fiecare clasă. Eu i-am turnat apă minerală lui Trofin să se spele pe mâini. Un gestionar i-a turnat lui Nea Nicu. După aceea am schimbat sticlele și am turnat lui Coana Lenuța și el lui Maurer, și-a amintit Slătineanu. Pomana a urmat tot ritualul ortodox, deși lui Nicolae Ceaușescu i s-a reproșat dărâmarea multor biserici pentru a face loc noilor cartiere. Și mai spune Nelu Ciobanu: a fost cu popi, cu tot soborul, cu închinăciune. A fost extraordinar de pios, de minte lumea, nu-i adevărat, e trăită de mine treaba asta, am văzut cu ochii mei, spune Ciobanu, care ține să rememoreze și alte întâlniri cu Nicolae Ceaușescu. Mă duceam la Stoicănești cu trupă, până și cu porumb fiers, cu de toate. Nea Nicu era atât de popular, atât de... nu exista să fie din ăla simandicos. Dacă îi turnai apă să se spele, se spăla, dacă nu, nu, a spus Nelu Ciobanu. Așadar, am atașat și niște imagini cu mormântarea lui Andruță Ceaușescu din 1969. În subiectul, în video următor, vom avea un subiect despre mormântarea mamei lui Nicolae Ceaușescu și voi atașa și imagini de la acea mormântare. Salutare, prieteni! Astăzi vorbim despre cum a sărutat Nicolae Ceaușescu mâna unui preot la mormântarea mamei sale în 1977. Dacă în episodul trecut am vorbit despre mormântarea tatălui lui Nicolae Ceaușescu, Andruță, care s-a întâmplat în 1969, astăzi vorbim despre primele zile ale lui iulie 1977. Nicolae Ceaușescu își pierde mama pe Alexandrina după ce tatăl său decedase în 1969. Inițial vrea să amâne mormântarea temându-se de un așa zis blestem al zilei de 7-a 1977. Dar cu toate acestea, Nicolae Ceaușescu vine la Scornicești pentru a-și lua rămas bun. Ateu, așa spun unii, Ceaușescu merge la biserică, sărută mâna unui preot. Însă imediat își dă seama de gravitate, între ghilimele, și dă ordin ca toate imaginile video sau audio să dispară. În 1969, înmormântarea tatălui său a fost transmisă în direct la televiziune și
toți românii care aveau televizor puteau să vadă în direct înmormântarea tatălui său. Pe 4 iulie 1977, Alexandrina Ceaușescu, mama lui Nicolae Ceaușescu, s-a stins la 81 de ani în Scornicești. Născută Alexandrina, femeia era pe linie directă nepoata unui ofițer din armata lui Tudor Vladimirescu. Mulți spun că era analfabetă, însă era descrisă drept muncitoare și grijulie cu cei din jur. Era extrem de credincioasă, spre deosebire de fiul său, care, despre care mulți spuneau că este ateu convins. Mergea la biserică, dar vizita și locurile în care se arătaseră diferiți sfinți, cum ar fi miracolul de la Parepa, acolo unde se născuse și crescuse Maria Petre. La decesul tatălui său, Andruță, Ceaușescu acceptase doar doi preoți la înmormântare. Acum însă, știindu-se aplecarea spre tradiție, spre religie, spre credința Alexandrinei, a fost obligat să fie de acord cu un sobor de preoți. Scorniceștiul avea la 1960 o singură biserică. Pe la 1803, boierul Radu Scornici primise dezlegare de la Episcopia Slatinei să ridice un locaș de cult reparat pe la 1894 și apoi în 1907. Dar Ceaușescu, demolatorul, cum îl numeau unii, ridică altă biserică sus pe deal pentru mama sa, părinții săi urmând a fi pictați la interior precum ctitorii. Nicolae și Elena Ceaușescu vin pentru îngropăciune. Elena Ceaușescu poartă batic negru. Ceaușescu și rudele cară sicriul defunctei. La început, conform apropiaților, n-a vrut să audă de data de 7 iulie 1977, care era un număr ciudat în accepțiunea lui o zi însemnată. Se spune că cei care erau coborâți atunci la cele veșnice urmau să călătorească fără a putea trece Styx-ul până la următoarea aliniere a oricărui alt număr. Cu toate acestea, cortegiul funerar pornește la drum. Se face slujba creștinească ca la carte. Se filmează, se trag poze. La un moment dat, Ceaușescu face un gest incredibil. Sărută dreapta unuia dintre preoți. Cadrele sunt înregistrate, apoi pupă fruntea mamei și aceasta este înmormântată creștinește. Deși nu și începuse încă opera între ghilimele de demolare a bisericilor, Ceaușescu, ateu declarat, dă apoi ordin ca imaginile în care săruta mâna preotului să dispară. Rămân doar momentele de la înmormântare care sunt filmate. Am adăugat câteva cadre de la această înmormântare și de la înmormântarea lui Andruță Ceaușescu, despre care am făcut un video separat. Ne vedem într-un episod următor. Toate cele bune, prieteni!